Libertatea de exprimare. Ce spune la articolul 1? Că libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel. Prin viu grai, prin scris, prin imagine. Ca să se înțeleagă că nu e vorba doar de presa scrisă când vorbește Constituția, este vorba de toată presa. Televiziuni, radiouri, bloguri și așa mai departe. Sunt inviolabile, atenție, libertatea acestor gânduri, opinii sunt inviolabile. Dar am spus că acești judecători, nu unul, că de-aia m-am dus cu mai multe acțiuni, ca să arăt că ei toți sunt mână în mână, la ordine. Toți au violat Constituția, au violat libertatea de exprimare. Păi eu când mă bat aici cu Gabriela și cu Cătălin și ceilalți colegi ai noștri, ne batem la televiziunea liberă doar pentru libertatea noastră? Nu, pentru libertatea. Pentru libertatea și a judecătorilor. Cum să-ți respingă, repet, dușmanii, poți să-i înțelegi. Mă duceam la Ciucă, ți-ar fi spus Ciucă, nu bă, nu, 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 închide Nașul TV, că sunteți dușmanii mei. Dar nu poate să facă treaba asta. Chiar că nu poate. Dar tu te duci la justiție și justiția care teoretic ar trebui să ne pupe în cur, Gabriela, și am voie să folosesc termeni duri. Are de justiția de România trebuie să ne pupe în cur că există televiziunea liberă și că mulți judecători, nu știi care e treaba, sunt așa de prizonieri acolo, că și dacă ei salva viața unuia, ăla tot te omoară. Mergem mai departe. Cenzura de orice fel este interzisă. Pe când îți dă amenzi de cifra cât cifra de afaceri în câteva luni, nu într-un an, în câteva luni, și justiția zice că cererea mea, bă, să mai amânăm un pic, că nu pot să respir, frate, 4,5 miliarde în câteva luni, mai am încă 1 miliard. Să spună că cererea mea e neîntemeiată. 3. Libertatea presei implică și libertatea de a înființa publicații. Și aici Curtea Constituției a explicat ce înseamnă publicații, nu doar ziare. Să nu creadă lumea că vorbim de reviste. De ceau. Nu. Publicații în sensul primului articol care vorbește de orice, prin viu grai, prin scris, adică radio, televiziune și așa mai departe. Și atenție, judecători, nu știu cum să le spun, criminal pot să le spun, dacă omoară televiziunea liberă, dacă vor să omoare televiziunea liberă, sunt criminali, ca să nu le spun altfel, că proști nu sunt. Bă, criminalilor de la Curtea de Apel București, care se dă cea mai coioasă curte de apel din toată România. Măi, noi lucrăm la Curtea de Apel București, mă, nu oriunde. Ce spune articolul 4? Nici o publicație nu poate fi suprimată. Și cu asta i-am omorât. Că și eu îi omor acum. Dacă spune Constituția că nici o publicație nu poate fi suprimată, ar fi trebuit să completeze. Decât dacă patronul e sărac. Decât dacă patronul nu știu ce, ori ea este imperativă, nicio publicație. Astăzi, justiția din România, astăzi, da? La câteva zile, 2 săptămâni după Ziua Mondială a Presei Libere, astăzi justiția din România a condamnat la moarte, la suprimare, cu încălcarea Constituției, Nașul TV, când noi am solicitat o banală cerere de suspendare. Adică, hai să ne judecăm și cât stabilește justiția, că asta ar face un om de bun simț în țara asta, nu? Păi, asta ar zice, bă, decât să mă judece niște politruci, numiți de politruci în CNA, bă, mă duc la justiție, că poate am parte de justiție și poate instanța stabilește altceva decât au stabilit killerii numiți politic. Și justiția spune, nu, nu, lui Radu Moraru nu-i dăm dreptul ăsta. Nici nu Nașul TV. Ba, dăm și o decizie prin care, pe motiv că e neîntemeiat, auzi, cum să fie neîntemeiat când eu cer supraviețuirea televiziunii libere? N-am cerut pentru mine, n-am cerut bani, n-am cerut decât, pur și simplu, supraviețuirea. Mie mi se pare că un motiv de supraviețuire a televiziunii libere și a oricărui ziar sau bani este un motiv foarte întemeiat. Și primează viața oamenilor de aici. Deci, bă, nici măcar nu știu Gabriela să o fi dat. Mă gândeam ceva, să scrie ceva, să nu înțeleagă nimeni nimic. Dar înțelege, mai pun o dată sentința Răducu, că e de astăzi. E istorie. Cred că nu există în istoria României o decizie dată de vreo instanță, nici pe vremea comuniștilor, prin care să se închidă o televiziune. Cred că nu există la nivel european, mondial. Și cu chestia asta, Gabriela, dacă trăiam într-o lume normală, mâine mă duceam la CEDO.
Este un motiv de a câștiga bani foarte mulți. Numai că nu mai cred eu nici în CEDO, nu mai cred în nimic. După COVID și război ședința și manipularea... Așa, 16. Deci ședința... Nu, ședința a fost azi încât suntem azi e... Nu, ședința a fost cu o săptămână în urmă, deci 16 minus 7, 9. Ieri trebuia să publice asta, numai că ea de la IT nu lucrează ei decât până la ora 3, că rup ușa. Și abia astăzi s-a publicat pe portal. Da? Deci, respinge cele suspendare ca neîntemeiat. Deci acum, eu cred că a înțeles fiecare român că din moment ce justiția din România își permite, nu e o gafă, că dacă depuneam o singură acțiune, eu de-aia am și depus mai multe acțiuni. Știi că am povestit aici în emisiune, zic, bă, le-am pus mai multe ca să-i văd. Păi ăștia știi cum pot fi catalogați judecătorii? Grup infracțional organizat. De tentativă de ucidere a Nașu TV. Pe față, adică nu vorbim. Și noi am mai trăit până asta. Chiar acum am primit de la parchetul general judecătoare care acum a fost și ea trimisă în judecat. După ani de zile, de când ne-a făcut niște măgării în justiție, tot cu scopul uciderii Nașu TV. 2017, da. Abia acum. Deci, abia acum. Deci, fraților, eu de-aia vă spun că doar uniți. Atâta ne-a mai rămas. Noi cu voi. Doar uniți mai putem rezista. Noi nu mai avem asta. La cine să te duci? Deci nu există, Gabriel. Eu am tăiat de pe lista mea toate instituțiile. Când s-a furat televiziunea, înainte se fure televiziunea, înainte se fure, am trimis la SRI, la toate departamentele, la CSAT, care se ocupă de presă liberă și a zis, bă, voi știți cine sunt ăștia care vor să fure televiziunea liberă? I-ați văzut, sunt oamenii rușilor, chinezilor, ați verificat un pic? Că poți să pui mâna pe o televiziune cum e Nașu TV, foarte credibilă, și ușor, ușor, așa, mai bagi un băiat, mai bagi doi și poți dărâmi economia României. De exemplu, dacă bagi pe postul ăsta, care e foarte credibil, pe unul care mâine anunță, mergeți cu toți la bani, scoateți-vă toți banii, că se dă faliment, un nebun din ăsta, România intră în faliment. Deci atât de simplu. Dar îți trebuie o televiziune credibilă. De-aia s-a dorit la început să se pună mâna pe Nașu TV. Nu le-a mers. Au făcut oferte să le vând Nașu TV. Nu le-a mers. Au zis, lasă-mă că îi amendăm, îi falimentăm și măcar scăpăm de ei. 2014. Laura Georgescu. Acum e în pușcărie. A venit momentul furtului televiziunii. Ce crezi că mi-a răspuns SRI-ul, CSAT-ul? Nimic, pentru că ei știau bine nici ce se întâmplă. Nici măcar CNA-ul nu s-a întrunit. CNA-ul nu s-a întrunit? Atunci. De parcă așa, indiferent pe mâinile cui ajunge o televiziune. Acum la fel. Deci problema este că de-aia v-am spus și Gabriel are un merit uriaș, că ea a mai crezut în voi. Pentru că eu am crezut că românii nu o să înțeleagă. Așa am crezut că sunt atât de săturați că nu o să înțeleagă. Că practic voi ne-ați ajutat să ajungem în acest punct. Și numai pe noi, ne avem unii pe alții, atât. Să nu credeți că mai aveți. Eu astăzi, de exemplu, i-am sunat pe toți ai mei și ne-am zis, băi, știi ce? Feriți-vă de orice proces. Pierdeți vreme, pierdeți bani, niciodată nu câștigi în justiție. Niciodată. Chiar în vremuri așezate, nu cu miză, cum e Nașu TV. Că la Nașu TV e clar că când ai 4-5 judecători care toți decid o tâmpenie, o mână criminală, este clar că e miza Nașu TV. Dar nici omul simplu nu mai are nicio șansă. Și bătaia de joc în care, repet, tu știi că eu la multe procese am fost dur. Dur. Mai ții minte că m-am dus la judecătorie, am pus banii pe masă. Ia mă, fă de aici. Așa i-am și spus. Mă, ți-e rușine. Mă tot plimbați, a zis să plătesc de două ori niște bani, că nu vroia să ia dintr-un cont respectivul. Și judecătoarea atât de proastă era că, nu, luați banii de aici, că zic, fă, pot să plătesc, scrie în legea voastră, pot să plătești în fața instanței. Am venit să plătesc în fața instanței. Deci nici legile nu le cunosc. Ca ăștia de la CNA, care n-au citit legea, care scrie în legea audiovizuală, dumne, să țineți cont de cifra de afaceri. Când dai 100% amenzi din cifra de afaceri pe câteva luni, în câteva luni cifra de afaceri pe un an întreg, este logic că tu asta ai vrut să faci, să închizi Nașu TV. Și eu când îi spun instanții, nu vedeți că ăsta e scopul lor, nu ca să ne corectăm, nu ca să
strângă bani la buget. La ce să te corectezi, sincer, Radu? La ce ai putea corecta? La ceea ce spui? Deci, mergând pe mâna lor, puteau spune, dumneavoastră, la un moment dat, așa de vechi, că vorbește mai dur Radu Moraru și cu tare și să-l îndreptăm. Nu, nu, scopul lor a fost lichidarea. Și spune instanța că e neîntemeiată cererea și vorbim de televiziunea liberă, noi nu vorbim de un SRL. Noi nu suntem un SRL care vrea să, nu știu, să facă bani. Noi de ani de zile facem muncă patriotică aici, facem, trăim din mila publicului care a înțeles rostul nostru. Și eu spun, Gabriela, dacă nu erau românii, stimulați, motivați, nu știu, înduioșați, emoționați, habar n-am. Dar nu mulți, nici acum. Dar au fost câțiva care au zis, care au înțeles momentul.